Hai să fiu eu omul rău acum, să fiu eu puțin răuț și să zic... Așa. Și pentru prima dată părinții fac ceea ce trebuie să facă. Tesele PISA pe care le-am evocat și înainte mai măsoară câteva lucrurile, le măsoară și niște chestiuni de context și măsoară pentru fiecare elev testat câte ore pe săptămână petrece părintele sau unul din părinți sau amândoi părinții cu acel elev pentru a discuta lucruri legate de școală. Și ce știm e că e o corelație masivă între numărul de ore pe care părintele le petrece împreună cu acel copil, discutând lucruri, nu neapărat făcând teme, discutând lucruri care sunt legate de școală și performanța acelui copil. Ce înseamnă asta, de fapt, în mod concret? Înseamnă că părintele are o responsabilitate pe care, din păcate, de cele mai multe ori o împinge pe școală. Dar părintele are o coresponsabilitate pentru educație. Adică școala nu e doar un loc în care îți parchezi copilul și te aștept să vină înapoi frumos, deștept, un cetățean cu valori puternice, un critical thinker și așa mai departe. Fă și tu ceva. Pentru prima dată fac și ei ce trebuie să facă. Deci hai, nu mai vă plângeți că e bine. Și sper că dacă multe lucruri o să dispară probabil în septembrie, în octombrie, dar măcar meteahna asta, măcar obișnuința asta de a petrece puțin timp împreună cu copiii noștri legat de școală, sper să rămână.